eu sunt eu. Eu ce vedeți că fac, asta fac mereu. Adică nu, bere și mâncare bună să fie și după aceea ne scurcăm cu restul, știi, cam asta se fac. Întotdeauna, cea mai importantă chestie pe care poți să o faci e să vinzi o experiență. Și mi-am făcut un business plan foarte, era super solid pe vremea aia. Dacă îl făceam, făceam mulți bani, cred. Am plătit într-un an de zile, cred că 100.000 de euro datorii. Deci în România, un business, în Horeca, are vârsta medie 9 luni. Space Jesus, great stuff! It's the best time to be alive, efectiv. Este. E cine are urechi să audă. That's it. It is the way it is. Hei, stai un pic. Dacă apreciezi conținutul podcastului nostru, abonează-te pentru alte episoade interesante. Salutări și bine ați venit la un nou episod din podcastul de vineri. Eu sunt Ion, el este Vlad, iar alături de noi se află Marius. Iar pentru cine nu-l cunoaște pe Marius, pe canalul lui de YouTube încă ceva, găsiți discuții aprofundate pe tema Game of Thrones, recenzii la filme și seriale, știri din entertainment, podcasturi din entertainment, recenzii la cărți, jocuri și multe, multe altele. Exact. M-am descurcat, Marius. Da, e foarte bine, ok. Foarte bine. Bun. Tu dai... A cuprins tot. Dai textul ăsta la interviuri când îți angajezi oameni? Nu. Că la mine și ăsta e mereu imaleabil. Eu l-am făcut textul ăsta mai degrabă pentru că fiind canalul așa de ciudățel ca și conte pentru România, am simțit nevoia să explic de fiecare dată. Pentru că lumea când intra, s-a așteptat să, la un moment trebuia să mă, nu urmează nicio schemă, adică nu se dă cu capul din perete, nu mușcă dintr-un ceva, nu se întâmplă ceva, știi? Înțelegerea așa, cum ăsta chiar vorbește doar de cărți și adică, what the fuck? N-avea sens pentru oameni. Deci trebuia de la început ca să evit, că aveam comentarii de alea cu domnul, dar ce faci, domnule? Știi? Adică nu s-a întâmplat nimic. Da. Eu eram ok, păi ce trebuia să se întâmple? Adică, și atunci că încet, încet, să bag chestia asta în care oamenii să zică, a, păi eu plec, știi, adică, nu e domnule, nu e cu bătaie, știi, du-te domnule de aici, și atunci zic, ok, let's do it like this. Pentru ascultătorii care nu înțeleg de ce am avut debitul ăsta verbal, asta spune Marius în fiecare început, Marius și colegiul lui, bineînțeles, în fiecare început de episod din clipurilor de pe YouTube, da, mm-hmm, exact. Mm-hmm. Dar e ciudat acum, eu te-am găsit pe tine când era Game of Thrones, atunci era în floare, iar eu informațiile și teoriile și așa mi le luam de pe un canal de YouTube, se numea Emergency Awesome sau ceva de genul. Da, e un tip din state ăla. Da, exact. Și pe, nu știu, YouTube-ul mi-a recomandat și am zis, uite și un român care face treaba asta. Și atunci tu făceai videouri fără să-ți arăți fără față. Chipul. Da. Făceai exact în stilul, cu pozii, cu nu știu ce, cu teorii. Da. Și era foarte interesant pentru mine, mai ales că eram un împătimit al Game of Thrones-ului. Dar acum că s-a terminat și s-a terminat într-un mod atât de dezamăgitor pentru toată lumea, cred. Crezi că mai franciza asta va reînvia ca Jon Snow sau... Asta, spoiler alert. Puse așa, sunt răspunse... Îl am aici, pe Jon Snow. Da? Bravo! Sunt răspunsuri multiple aici, știi? Adică sunt două chestii. Două abordări, de fapt. Unu, business-wise, sau mai întâi creative-wise, da? Adică din punct de vedere creativ. Sunt trei aspecte, de fapt. Odată, serialul și franciza pentru HBO. Doi, franciza pentru George R. R. Martin. Trei, cum îi spune, din punct de vedere al business-ului, ce se va întâmpla mai departe, știi? Acum, pentru HBO, ei oricum aveau planul de a face mai multe sequel-uri. Adică nu era ca și cum au zis, bă, îl face... Spin-off-uri. Da, ei voiau de la bun început să facă ceva. Adică au sezonul 5, când au văzut numerele, au zis, bă, e clar, trebuie să cumpărăm drepturile pentru chestia asta, știi? Și asta foarte multă lume nu înțelege că George R. R. Martin, de asemenea, a fost oarecum presat de acest deal să scoată și cărțile astea laterale ca să poată să aibă ce vinde. El nu putea să vândă. Da, mă, las că vă scriu o carte. Și nici o problemă, stați neștiți. Eu sunt aici, vă zic eu, adică când ajungem acolo, vă dau eu o carte. Nu se putea. Și atunci m-a trebuit să scoată Fire and Blood, cartea asta cu Targaryenii. Atunci, pentru HBO, ei mereu au avut chestia asta. Acum, pentru George R. R. Martin, pentru el, e imperativ să termine cărțile, pentru că altfel el va rămâne în istorie ca George R. R. Martin, care nu și-a terminat cărțile. El deja este George R. R. Martin care și-a terminat cărțile și toată lumea spune, da, ăsta moare până când termină el, bla, 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 știi? Foarte puțin lume înțelege complexitatea cărților la nivelul în care omul chiar suferă pentru ele, știi? Dar trei, cel mai important factor este faptul că în momentul în care Tyrion and Dave au decis să termine cartea, adică serialul, pardon, în felul lor și cu abordarea lor,
i-au condamnat HBO la minus un miliard pe an. Deci, da. Asta a fost chestia ciudată pe care eu am discutat-o cu cineva de la HBO. O vorbeam înainte de final și spuneam, bă, dacă se întâmplă asta, voi trebuie să fiți conștienți că voi v-ați, nu voi România, știi, nu HBO România, dar HBO și-a tăiat practic jumătate din livadă. Adică ăsta era tractorul vostru. Voi dacă, să ne înțelegem, deci dacă se termina cu un copil în brațele lui Danny și John pe un dragon, zburând în, nu știu, spre răsărit, păi tu aveai așa, în fiecare lună aveai 2 milioane de căni, 3.000 de tricouri, 4.000 de replici de sabie, 5.000 de postere, 6.000 de Funko Pop-uri. Deci tu vindeai, le rupeai. Da. Și toate le aveau, veneau cu bani atașate. În momentul în care ai terminat cum l-ai terminat, toată lumea a spus, da, bine, pa, succes în continuare. Sunați-mă când vă reveniți. Și ura și la gară, aia a fost. Înțeleg? Mai ales că și concurența e mare în partea altă. Că e Disney, că e da, Netflix. Da, mare nu știu dacă e, că la nivelul ăsta content va exista întotdeauna. Lumea va cheltui timp pe content, știi? De orice natură, orice factură ar fi el. Și oamenii noi se fac mereu, știi? Adică suntem într-un, există un surplus de chestia asta. Problema este că tu în momentul în care faci un, sau de fapt povara lui Dan and Dave este faptul că acest lucru a devenit atât de mare încât nu mai era al lor. Ei nu, știi, trebuie să-ți dai seama că e ca în Fight Club, știi? În Fight Club la un moment dat ăsta Tyler, cum îl cheam? Tyler Dan? Durden. Așa, și el la un moment dat pierde controlul asupra întregii asociații, știi? E aceeași chestie, la un moment dat să realizezi că bă, nu mai e mâinile tale, tu nu mai poți să termini cum vrei tu. Eu știu că tu vrei să termini cum vrei tu, sunt total de acord cu tine, dar trebuie să realizezi că nu mai poți să faci asta. Trebuie să-ți înghiți orgoliu, să zici, băi, trebuie să-l termin pentru oameni acum. Îl las pe, dacă este o morală pe care vrea să o învețe sau vrea să, cineva își dorește ca povestea asta să spună o morală, lăsăm pe George R. R. Martin să-și ia el timpul lui, să dea el ce morală vrea. Dar din punct de vedere a unui tip care e într-o industrie, ei tot ce trebuia să facă e să livreze produsul ăla corect comercial. Știi? Nimic altceva. Deci toată lumea, după ce am suferit atâția ani alături de personajele astea, tu vii la sfârșit și mi-i bagi în crahate, adică mi-i și îndești cu piciorul în WC. Bă, ce faci, mă? Adică eu mă așteptam acolo să se întâmple, să fie magia, să văd, știi, the Hollywood magic. Răsturnări de situații. Exact, și m-am trezit cu aia mică care e asasinărea, ăsta alt care plânge într-un colț, a doua manet, și cu Danny care zici că s-a fumat, știi? Și am zis, ok, what the fuck am I watching? Bine, ideea este că eu am făcut analizele la episoade. Există niște părți coerente acolo, dar din păcate ei s-au, iară, și-au mușcat singuri, și-au tăiat singur craca, pentru că ei, din cauza faptului că aveau contractul cu Disney, ei au spus, mă, să scăpăm repede de ăștia, ca să trecem la următorul, știi? Repede, repede, repede. Și după aia Disney, când a văzut The Flamboyant Shithole, au zis, ok, nu mai avem nevoie serviciile voastre, succes în continuare. Și au semnat cu Netflix-ul și acum, nu știu dacă știți, au semnat pentru cartea aia. Da, da, am văzut, da. Adică la tine am văzut. Da. Și aia la fel este a shitstorm around it, pentru că aia este o carte chinezească pe care foarte multă lume care este anti-China e foarte împotriva cărții, știi? Și faptul că Netflix vrea să facă și o să fie boicotată și mai e și Dan and Dave. Adică oamenii ieșeri din păcate. Deci zici că au, cum se spune, so misery, știi? Deci că au dat cu nașpa, știi? Cu cianură. Sunt victimele cancel culture. Bă, nu știu dacă e cancel culture în cazul lor, pentru că ei săraci, ei chiar au greșit-o, din toate punctele de vedere. Da. Poți, există tot felul de baremuri, putem să mergem în principiu că, bă, e de gustibus și e subiectivist și nu știu ce. În momentul în care compania asta pierde un miliard jumate pe an, fratele meu, ai greșit. Adică nu, aici nu mai e de gustibus aici. Aici e un miliard jumate. Aia e suma. Ia-o ca atare. Don't waste it. Bun, scuze, gata. Da, nu, e foarte interesant, cel puțin pentru mine, e super interesant pentru că a avut un impact atât de mare asupra mea și a prietenilor, încât când apăreau atunci sezonul 5, sezonul 6, adică ne adunam și ne uitam la episoade, adică da, era absolut. O chestie care ne aducea împreună, adică la nu era doar așa o... Cum? A fost o chestie măreață, cu siguranță, pentru da. Mai ales atunci, ți-ai minte că a fost un sezon în care au fost licuite 5 episoade sau ceva, la început.
Mamă, nebunie, le-am văzut pe toate atunci în serie. Așa. Șasele chiar. Așa, da, parcă la episodul, la sezonul 6. Iar acum e doar o amintire în trecut. Așa, asta e altă mare problemă, știi? Că drop-off-ul din un animu, din colectiv, știi, e foarte, foarte mare. Adică toată lumea este, știi? Da, exact. Ăsta e sentimentul. Nimeni nu vrea să... Eu nu m-am mai uitat la două... Nu am mai văzut niciodată atunci serial. L-am văzut de enori. Nu mai pot să mă uit la el. Nu pot. Mi se pare că iau țeapă la final. Știi? Zic, du-te mă de aici. Lasă-mă în pace. Nu vreau să iau țeapă la final. Azi că știu cine ești. Da, exact. Bun. Lăsăm Game of Thrones în trecut unde zic eu că aparține. Vreau să duc discuția acum puțin spre canalul tău de YouTube. Faci o tonă de videouri și le faci în mod constant. Cred că întrebarea firească este când ai timp să te ocupi de toate videourile și ce metodă folosești de time management, adică cum te organizezi să ai timp să faci tot ce faci tu. Da. Ideea e așa că eu aș vrea să facem mai mult content, dar nu reușim acum. Noi acum suntem oarecum la... Încă ceva în momentul de față ocupă un spațiu de, să spunem, un 40% din work week, da? Asta în contextul în care se creează încă un work week, peste the usual work week. Uh-huh. Adică, adică nu se lucrează în momentul de față 40 de ore pe săptămână. Nu, acum se lucrează peste 80 de ore pe săptămână. Se lucrează în mod constant, știi? Nu există, din păcate, adică nu vreau să pară, cum îi zice, să dezumflu, da? Nu facem bine. Adică aș vrea să fac mai bine de atâta. Se poate mai bine, dar în momentul de față, celelalte business-uri pe care le am, eu am și un business în Horeca, care Horeca în momentul de față este stricată. Da. Și care necesită destul de mult management în momentul de față. Decizii de luat, angajați de gestionat, probleme, granturi, nebunii, trădăm, știi? Te referi la bar sau la... Da, bar. Ah, ok, ok. O să ajungem și acolo, am o întrebare. Pe lângă asta... Da. Am și partea de agenție de marketing și de creație, de consultanță, dacă vrei, știi? Și aia, la fel, clienții ei care și necesită, pentru că și ei trăiesc în aceeași perioadă ciudată. Și atunci, în momentul de față, există un surplus de telefoane, sincer. Deci eu am, Lăduț știi, am zile în care am 70 telefoane pe telefon. Și am avut, dacă pui la pe fiecare am vorbit 5 minute, that's a fucking day, știi? Și încă ceva, din păcate, în momentul de față, ajunge la final. Știi? Eu aș vrea să fie, dacă aș vrea să fie mai des, categoric. Dar în momentul de față nu se poate. Ca tool de time management nu există un tool. Există doar experiența de ani de zile de multi-business experience, ca să zic așa, și faptul că știi că dacă faci o programare dimineața, o prioritizare, de fapt, și drept, a proiectelor tale, pur și simplu, la finalul zilei ce a rămas și a căzut și nu s-a făcut, era mai puțin important. Adică e și un fel de project management evolutiv, dacă vrei. Mm-hmm. The weakest dies, știi? And the strongest survive. Cam asta e faza. Darwinism în project management. Darwinism în project management, exact, știi? Cam asta e chestia. Nu moare nimic important la sfârșitul zilei. Aici e chestia. Va muri întotdeauna random shit, știi? Sau mai slab. Da. Și atunci rămân două, trei în aer, care le vom muta de pe foaie pe alta, știi? Până la un moment dat. Din păcate, foarte des, cel care moare este încă ceva. Ăsta e adevărul. Okay. Adică ce vedeți voi este la un sfert din ce-mi doresc. Cam asta e faza. Eu am multe. Planurile mele pentru încă ceva anul ăsta erau imense. Din păcate, 2020 decided to fuck me in the ass. Știi? And I couldn't do anything about it. Și acum așteptăm 2021. Planurile sunt în continuare pe hârtie. Și mai departe chiar, avem câteva, chiar o să fie foarte șmechere. Eu zic că o să fie foarte multă lume surprinsă. La fel cum a fost surpriza aia cu ultimul episod din Game of Thrones la Berăria H, nu știu dacă știți. Da, știu, da. Care la fel a surprins foarte mulți. Aia a fost, nu avem confirmare, dar a fost cea mai mare din lume. Știi? Pentru ascultătorii care nu știu, da, Marius a făcut un super event la Berăria H cu ultimul episod de Game of Thrones unde au venit vreo 1500 de persoane sau ceva. Și au venit la pandemie. Și luni seara și au venit la distanță foarte mulți. Au venit mulți care au venit din Cluj, din Sibiu, din tot felul de locuri au venit. Special ca să vadă episodul. Cu aprobarea HBO, bineînțeles. Bineînțeles, cu parteneria cu HBO. Da. Faza este că... Scuză-mă, zi. Foarte șmecher, am zis. Ah, mersi. A fost și aia, a fost o muncă, știi, să reușim să o facem.
să-i convingem pe cei de la HBO, că nici ei nu credeau, știi, că bă, în România de astea nu se fac, nu există comunități, la noi, știi, bă, în România nu se poate. Eu, menirea mea este să arăt că se poate, am mai spus treaba asta de enor, știi, pentru mine de asta încă ceva continuă să fie o prioritate nivel B, ca să zic așa. Nu e C, nu e D, dar e B. Oricât de mult, eu aș vrea să o duc la A, dar ca să poată să ajungă la A, trebuie să genereze un anumit income, știi? Eu nu pot să opresc 4 robinete de streamuri, ca să zic așa, și zic, lasă-mă că îi dau drumul ăsta și trezi din asta. Nu se poate chestia asta. Oricât de mult aș vrea. Păi și Răzvan Vlăduț, colegii tăi care te ajută să faci clipuri, ei bănuiesc că au și alte joburi, nu? Și muncesc în același timp. Și... Răzvan lucrează la Ubisoft, dar Vlad lucrează la mine. Adică Vlad lucrează în agenție, cum ar veni. Știi? Și face, teoretic face și clipuri de anime, dar nu știu. La un moment dat se mai întâmplă un clip de anime. Două pe an, știi? Cam acolo suntem acum. Dar nu, e și el la fel, din cauza că e încărcat cu treabă. Nu, de exemplu, acum avem la fel, avem o conferință pe care l-am așteptat pe un amic de-a meu care lucrează în agribusiness. A vrut să fac o conferință online, știi? Și la fel, cum o fac, de unde, ce filmăm? Și am spus, bă, dacă vrei să ajut, te ajut, că avem doar sculele. Am ajuns la punctul în care chiar am toate sculele. Și l-am așteptat și cu alea. Trebuie să-l ajutăm și cu partea de editare și nebunie și ok-uri și modificări. Și atunci, să spun că e o perioadă foarte, foarte în flux, să zic așa, știi? Așa că pentru cine spera că eu să spun am secretul pentru time management, nu l-am. Ajung acasă târziu, joc World of Warcraft până la 3, mă trezesc la 8 și plec. Și gata. Ăla e time management. Știi? Păi și copiii, soția, astea. Ia e intervalul ăla, când ajungi acasă, ai câteva ore în care să ai și cu... Aici sunt de acord și cu... Adică foarte multă lume crede că e cantitatea de timp pe care o petreci. Nu, e calitatea timpului pe care o petreci. Adică dacă în alea două ore ești dedicat și ești acolo, ești prezent cu adevărat, stai cu copilul, e mai bine decât să stai tu pe fotoliu, copilul se joace pe jos și din când în când să arunce privire la el 6 ore. E mai bine să stai cu el 2 ore, cap-coadă, cu desenăm, pictăm, facem, vorbim, povestim, inventăm, știi? Și atunci copilul se satură el de tine. Adică la un moment dat spune, bă, tati, lasă-mă și mie în pace, știi? Lasă-mă să fac altceva. Adică asta e, iară, e teorie, e și practică, nu tot timpul va ieși, sunt serii în care nu iese, sunt serii în care iese. Dar în același timp este singura metodă. Sunt două chestii pe care trebuie să le ții minte. Ca lucrurile se întâmple, trebuie să le faci, nu există altfel. Și a doua chestie foarte importantă, când lucrurile nu se întâmplă cum le vrei, trebuie să le vrei așa cum se întâmplă. Ca să nu ai frustrări. Că dacă ai frustrări, s-a dus dracu tot. Și atunci, cât durează săptămâna de muncă? 90 de ore. Super. Înainte. Știi? Cam asta. E o atitudine asta. La fel, o înveți, cred că, în timp. Nu e... Și o înveți lucrând cu clienții care te sună la 2 noaptea și îți spun că belea, s-a întâmplat ceva, trebuie să rezolvăm, nu avem curent la hotel și evenimentul e în mijlocul, știi? Și o rezolvăm noi într-un fel. Suni un prieten, vine cu generatorul, altul vine cu benzina, dă-i tată că merge. Da. Știu, eu lucrez la o agenție de web design și pe lângă asta avem și niște servere acolo și mai cade curentul și avem un generator de ăla cu și la fel băieții sună la 2 dimineața, sună clienții că le cade site-ul și time is money, mai ales la site-uri și e nebunie. Înțeleg perfect. Știu că tu faci foarte mult engagement cu publicul tău, iar tu ai un public predominant tânăr, young adults, poate chiar și mai tineri și de obicei tinerii știu că sunt... cel puțin acum, în perioada asta, sunt într-o fază așa de confuzii, caut mentorat, caut exemple și tu cumva umpli nevoia asta, cel puțin pe YouTube, pentru că unde caut de obicei tinerii pe YouTube, că e cel mai la îndemână. Simți presiunea asta sau ți-ai asumat cumva tacit rolul ăsta de, nu știu, mentor sau educator al publicului tânăr? Nu cred că am făcut-o, nu. Pe că vine cu teritoriu, practic. Da, dar nu fac la nivelul ăsta în care vreau să-mi asum chestia asta, nici nu vreau să-mi o aloc, știi, să-mi o arog, dacă vrei, știi, nu. Și din contră, eu cred că eu, că și lui Valea mi-a explicat chestia asta, eu sunt eu. Eu nu încerc deloc să creez un personaj. Atât pe YouTube, cât și pe stream-urile pe care le fac pe Twitch sau oriunde mă întâlnesc cu lumea la bere, când ne întâlnim cu Beer Meeting și așa mai departe, eu sunt eu. Nu,
nu mai am energia și timpul să păstrez aparențe, să fac altceva. Și atunci trebuie să fiu eu cum sunt, așa cum sunt cu Vlad, vorbim martorul, eu ce vedeți că fac, asta fac mereu. Adică nu știu cum să zic. Nu e mentorat. Este o persoană. Nu, dar este o... Eu vă spun ce cred eu că e, adică eu spun ce cred că este normal să fie. Unul mă întreabă, Marius, problem, am așa, poți să-mi dai un sfat? Da, eu, bărbatul de 37 de ani, cu soție și copil, cu eșecuri și cu succes în viață, cu nu știu ce. Eu o să spun niște chestii acum. Aceste chestii vor putea fi primite ca și un sfat avizat, sau pot fi primite ca și, bine mă, ăsta a venit acum Marc Antonio aici să ne spună nouă despre viața noastră. Bă, ok, no problem. Adică nu fac ca și mentor, pentru că nu pot să-mi aloc chestia asta, eu pot să fiu mentorul copiilor mei. Știi? E da. Foarte tricky, pentru că, iară, eu nu suport, iar un strong word, nu suport. Trăim în epoca asta în care marketingul ce înseamnă? Hai să luăm altfel, să luăm pe lateral. Ce înseamnă marketingul, știi? Marketingul înseamnă punerea în contact a unei nevoi cu o soluție. Cineva oferă o soluție pentru o nevoie pe care o are cineva. Ideea este că la un moment dat, că cineva vede că e o nevoie care o are multă lume, scoate și un produs fantomă și ți-l vinde, că tu oricum ești dispus, tu ești atât de nevoiaș încât trebuie să primești. Și atunci, cuvântul ăsta mentor, leadership, cum îi spune, auzi foarte des astea cu coaching, știi? Mă, mai cileanu cu ele, că nu e chiar așa. Văd foarte multă lume care se duce 6 luni la academia de coaching a lui nu știu care, și după aia vine înapoi 6 luni pozitiv poli, după care negativ Nancy. Și zic, like, what the fuck just happened? Aveai nevoie să mai dai niște bani ca să-ți spună cineva cât de tare ești. Nu e bine. Și atunci, eu nu cred că fac mentorat, eu cred că ce fac de fapt este pur și simplu încerc să le arăt oamenilor că realitatea există în continuare. Realitatea adevărată. Aia în care nu suntem toți flori, bad things happen, e normal să mai și greșim, e normal să ne cerem scuze, după aceea că vezi foarte mulți tineri ăștia care nu vor să accepte greșelile, știi? Ca și cum dacă am făcut o greșeală, trebuie să mă ascund acum, să nu care cumva să se păteze imaginea pe Instagram. Fac de așa. Da. Știi? Și eu nu încerc să fac, asta zic, nu fac mentorat pentru cei pe care îi ajut, dacă îi ajut de fapt, nu pe cei care îi ajut. Dacă ajut pe cineva, nu o fac cu intenția de a, nu știu, de a mă multiplica pe mine, de a fi eu considerat un mentor. Nu, nimic de genul ăsta. Eu vă spun, și mie aia, acum ea, ai spus-o, dar acum o dai pe aia, știi? E cine are urechi să audă. That's it. Eu nu mă chinui, nu vreau mai mult de atât, știi? Eu îți spun, mai era o vorbă de aia cu ascultă pe toți și fă ca tine. Știi? La urma urmei, cam aia e. Te-am întrebat chestia asta pentru că în live-urile tale, mulți tineri din publicul tău te întreabă chestii de viață, da. Cum ar fi, nu știu, în ce să-mi investesc banii sau, hei, cum scap de nu știu ce problemă sau, știi? Și atunci ei văd în tine nu știu, un big brother sau știi, un unchi de care au nevoie și nu au parte de el în viața lor, înțeleg. În viața lor reală. Și de-aia te întrebam dacă, într-adevăr, mi-a răspuns la întrebare, nu vrei să-ți asumi, dar cumva încerci să ajuți pe cine este dispus să primească ajutor. Cine mă întreabă, eu consider că să-i răspund. Cam asta e ideea. După care, dacă ce răspund eu e ceea ce vrea să audă, aia nu mai poți să mai controlezi, știi? Cam asta e faza. Anticlimactic, din păcate, dar ăsta e adevărul. Adică eu încerc să nu pun bullshit în jur. Nu pun nici praf de stele, nu pun nici clipici. It is what it is, știi? E mult mai bine, și pentru branduri, eu mereu recomand tuturor clienților mei la fel. Nu încercați să construiți bulgările de zăpadă pe o pantă abruptă, pentru că dacă îi dați drum pe panta aia abruptă și voi sperați că o să se facă mare repede, jos el va ajunge mare și va ajunge și repede. Dar va avea căprioare, copaci, plântuțe, tot felul de chestii. Abane. Da, și o să fie ciudățel așa, dar distanța o să pară un bulgăre mare de zăpadă. Dar de aproape va fi plin de lucruri nașpa, sânge, chestii. Așa dacă, în schimb, îi dai drumul la bulgările pe zăpadă, îi dai drumul pe panta aia lină, va ajunge mai greu unde va ajunge. Dar când va ajunge, de aproape, de la distanță medie sau departe, va fi mereu un bulgăre perfect. Și atunci eu consider la fel, că dacă eu construiesc acest încă ceva, eu îl construiesc în acest spirit, în care mă asigur că peste 5 ani, cine se uită în spate, va spune, it's the same thing. Nu ne-am sucit,
n-am făcut manevră, nu am încercat să devenim altceva, știi? Și cam asta e, și asta și cu oamenii. Eu le spun, vorbiți cu un adult aici și adultul o să fie mereu acolo. Mai facem o caterincă, mai râdem o dată pe nu știu ce, ok. Dar adultul e mereu acolo, știi? Nu-mi dau cu ouă în cap, mă știu. A făcea la Imogen, mor când îl vezi, nu știu dacă l-ați văzut vreodată. Da, este, what the fuck. Ai spus că o să l-ai odată invitat în podcast. Da, pe l-am invitat și după aceea, acum, din cauza COVID-ului, acum e puțin ciudățică treaba, știi, cu invitații ăștia. Știm, că, de exemplu, acum am mai vorbit cu cineva, nu putem să spunem noi până nu spune el. Ne-a spus, bă, aș vin, dar am COVID. Ah, ok. Bine. Și eu am avut. Da? Bravo. Da. Și cum a fost experiența pentru tine? 3 zile de iad și după aia, ok. A fost febră. Da? Febră, tuse, urât. 3 zile simțeam că mor și după aia din 5 mai bine a fost. Sunt în consider norocos, adică n-am. Ok, fair enough. Da. Fair enough. Da. Dar nașpa, adică nu recomand o stea, dacă aș putea să dau review undeva, nu-i plăcut. Sunt foarte ciudate chestiile astea. Noi avem acum destul de multe cunoștințe. Multe. Avem cunoștințe care au făcut, știi? La diferite vârste. Și în momentul de față, n-am avut pe nimeni foarte grav. Asta e chestia. Toată lumea a avut forme, fie, de exemplu, acum, finii mei, ea are testul pozitiv, el nu și-a făcut încă testul, ei stau în casă, nu ies, și mai departe. El și copiii n-au absolut nimic. Dar nimic, dar zero. Și ea, lipsă miros, lipsa aia, dar el e pe... Băi, nu știu dacă am, poate am, poate n-am, I don't know, știi? Înțeleg? Am avut și noi în grupul nostru de podcasteri care au avut soția, nu? Și el, da. Da. Dar am avut și două prieteni, tații lor, unul, acum este din spital, a fost super grav, dar a trecut cu bine, și unul care, din păcate, a decedat. Deci, e o ruletă rusească, practic, până la urmă. Este, într-adevăr este. Așa e. Da. Eu vreau să te întreb, bine, eu fiind din Galați și la fel, nu prea putem ajunge la beer meeting-urile pe care le faci tu, dar sunt curios cum decurge un beer meeting sau care e filosofia din spatele unui beer meeting? Beer meeting-ul a început strict ca și unitate de control, la fel pentru mine, ca să-mi dau seama că cu adevărat nu creăm personaje, știi? Și am zis că vreau să mă întâlnesc cu oamenii, tocmai în ideea asta în care it is a real thing, știi? Și în același timp voiam foarte curios să primesc un feedback care să nu fie oferit sau să nu poată fi trecut prin prisma anonimității internetului. Știi? Că pe internet lumează tot felul de... Nu vrei să neapărat totul e adevărat, nici totul e bun, nici totul e rău, știi? Dar cred că la primul birminic a venit chiar Vlad, singur a fost. Știi? Apropo de asta. Înțelegi? Am chemat la mine la bar, am stat, am băut, am vorbit și așa mai departe. La al doilea birminic am vorbit vreo, nu știu, 3 oameni, să zic, știi? Și așa, 5, 9, 12, cred că maxim am vreo 18 oameni la un moment dat. La doilea vin Răzvan, da, corect, avem și Răzvan, da. Exact, apropo de asta, știi, ca să vezi cum Răzvan și cu Vlad, care acum sunt aici. Și acum sunt atât de mulți oameni încât nu mai apuc să vorbesc cu toți perpetuum, dar s-au împrietenit foarte mult între ei și s-a creat acest club încă ceva, dacă vrei, știi? Oamenii s-au cunoscut atât de bine între ei încât vorbesc, sunt prieteni acum, aș trimit mesaje, petrec împreună, prieteni de familie, whatever. Și de fiecare dată se creează, acum și cu pandemia asta, a trebuit să stăm la 3 mese, chiar 4 mese, știi, din cauza că ai voie 5 persoane la o singură masă, atât. Și atunci se formau aceste mici grupuri de șah, știi? Și în care se vorbea tot felul de chestii. La ultimele la care am fost, de obicei se discută foarte multă politică, ce-i drept. Dar nu politică în sensul serios, de... Serios, n-aș fi crezut. Da, nu în sensul de politică Iohannis versus Ponta. Nu. Politică e ideologie politică. Știi, vorbim foarte mult despre ce înseamnă implicare socială, de exemplu. Am avut pe cineva la un moment dat, care a venit, i-am promis că o să merg și eu. El organiza niște, un fel de cenaclu de poezie, dacă vrei, știi, și am vorbit despre... ce face pe ei și pe el să organizeze, de ce ajung acolo, cum au ajuns, cine sunt cei care îi sprijină, de ce îi sprijină, care este metoda prin care se poate face manipulare de tineri prin astfel de chestii și așa mai departe. După aceea se vorbește iară de anime, la Vlad la masă vorbesc ei mai mult și așa mai departe, după aceea vorbim de alte jocuri, dar istorie foarte multă. Ideea este că nu există un topic, nu e ceva formal, e hai la bere, pe care discuțiile nu pot fi aberante. Pentru că cam toată lumea care e acolo
Sună așa, știi, pe Dan, dar de oarecare factură intelectuală, ca să zic așa. Și chiar dacă nu e cineva, se adaptează rapid pentru că este tras să intre în jocul ăla, știi? Obiectivul final este ca, după ce se termină cu pandemia, era plan pentru 2020, mai spui treaba asta, vreau să chem oameni mișto la aceste întâlniri, să le creștem, să ajungem la 20-30 de oameni, poate 40 de oameni, știi? Și să vină câte un om de ăsta fain, care să devină practic un live Q&A cu ei, dar și o șezătoare de asta, de bere, de facem lână, tragem lână, de nu știu ce. Dacă o să iasă, că acum iară, din punctul nostru de vedere o să iasă, doar că nu avem noi timpul, adică nu putem să o facem cum trebuie, știi, cam asta e faza, că online nu vreau să o fac. O să fie și Marian Cuba, o să vină și Hrubaru, probabil, o să mai vină multă lume la chestia asta. Bere bună să fie, bere și mâncare bună să fie și după aceea ne scurcăm cu restul, știi, cam asta e faza. Mi-am imaginat că se întâlnesc cum e în The Big Bang Theory, știi, se întâlnesc semitocilare așa și vorbesc despre... Nu e. Și sunt oameni care vin în foarte multe domenii, adică oameni, avem profesori, avem pe cineva care lucrează într-o meserie pe care nu mai are nimeni nicăieri, și anume e electrician, fabricant de vitrine de muzeu. You know, what the fuck? Care a plecat în Anglia non-stop. A făcut cutia pentru coroană, pentru bijuteriile coroanei și toate astea, știi? Da. Înțelegi? Avem oameni care lucrează, care sunt ingineri pe șantier toată ziua. Avem doctori, avem, cum îi spune, un oarecum actor. Avem atleți. Actor cu acte, bine, dar nu joacă nimic. E actor cu acte în sensul că e actor cu acte, da? Cel puțin la facultate. Înțelegi? Sunt oameni în foarte multe domenii, majoritatea sunt la 25 plus, între 25 și 30. Vin și fete, ocazional, dar nu foarte des. Nu. Dacă n-ai Prosecco. Eu îl beau, da, exact. Eu îl pun special duminica seara, tocmai în ideea în care vreau să fie și un mic efort pentru oameni să vină. Pentru că dacă îți pasă, o să faci un efort să vii. Dacă l-aș pune sâmbătă seara, ar fi mai ușor pentru oameni să vină. Dar îl pun special duminica seara pentru că o să vină doar oamenii care chiar vor să vină. Pentru că mulți spun, bă, stăm până târziu, bem, nu știu ce, iha, știi? Dar eu vreau chestia asta, pentru că anything worth doing, it shouldn't be free. Știi? Cam asta e faza. Înțelegi? Atunci îi zic, bă, veniți duminica seara, stați până când puteți. Și stă tot până târziu. E foarte mișto, atmosfera e super mișto. Și treaba asta se întâmplă în Tunes Bar? Nu. Nu? Pentru că iar asta însemna să... Nu e că... Unul la mână, eu am contract cu Ursus și nu am bere bună. Înțelegi? Mă, că au scos acum ăla, Panda Ale și... Ce sunt alea? Alea sunt niște glume. Da. Alea sunt niște sifon. În fine, nu, că n-am nimic cu ei, domnule ferește, semnăm contract, e ok. Adică eu mă cunosc cu oamenii, suntem ok, nu e ok. Trebuie să fii și realist, la urmă, și nu o să se uite nimeni de la Ursus la noi, ca să zic așa. Să înțelegeți și altă chestie, că există în momentul de față, există un... Dintotdeauna, succesiunea este așa. Există o cultură și o contracultură. Inevitabil, contracultura va deveni cultura. It is the way it is. La un moment dat, revoluționarii devin conducătorii, după care urmează alți revoluționari. Care la rândul lor? Cum? Care la rândul lor devin? Care la rândul lor, exact. Este un ciclu. În momentul de față, există foarte mulți oameni care erau cool acum 20 de ani și erau the shit și erau the fucking this and anti-sistem și mai departe. Era cum sunt sistemul. Dacă vii și le spui acum, bă, nu, vezi că vine ceva din spate mai șmega tine și le spune, păi da, mă, dar eu am o casă, am o familie, am niște bani de făcut, am niște business-uri deja clădite, vii tu să mă știi pe mine, du-te în spanac. Și atunci, la fel și cu berile astea, adică să înțelegem că eu am vrut să fac fabrică de berile astea la un moment dat, dar berea asta nouă care vine artizanală, la început, acum 6 ani când la început, erau 6 berării, să zic. Șmechere. Acum, de exemplu, sunt foarte multe brării artizanale. Jumate dintre ele fac tot urină. Înțelegi? Adică nu e bere. Ele scriu acolo bere artizanală, dar nu are nicio treabă. Mai este o chestie care se numește FAUX. Știi? Da. Craft Beers, care sunt toate brăriile mari și au cumpărat și ei
două, și-au făcut două branduri, gen Panda, IPA, and whomever the fuck de astea, Bucur și mai știu ce, care sunt niște tot golănii, ca să zic așa. Fiecare bea ce vrea. Eu încerc să fac educație pe tema asta, nu pentru că de-aia nu mergem și bem la mine la bar. Adică ar fi fost absurd, zic, hai la mine la bar să bem, dar să bem bere de asta. Nu, și atunci mergem într-un loc în care se bea bere bună. That's the way it is. Care este acela? Este un loc în București, se numește The Beers. E pe căderea Bastiliei. E a unui tip care a avut alt pub înainte, numit Happy Pub, care a fost alocumnatul meu. L-a cumpărat de la el și așa mai departe, știi? Cazul face că s-a transformat într-un beer place. Știi? Și omul chiar e pasionat, are un beer list de vreo 18 beri la draft, poate chiar 20. Iar asta înseamnă iar un efort din partea lui. Normal. Dacă lumea nu merge... Strică, nu... Exact. Dacă lumea nu merge... ăla, efortul nu va fi recompensat, ca să zic așa. Și așa cum eu zic, bă, dacă vă pasă de încă ceva, trebuie să participați, la fel și eu, dacă îmi pasă de bere, eu nu pot să mă duc să beau bere la mine. Știi? Nu e ok. Că dacă vreau să beau bere la preț de producător, e ok, mă descurc eu până la urmă, nu, știi? Încep să mă duc la omul ăsta, să-l ajut pe el, să dau bani acolo, ca el să rămână deschis, ca luna viitoare să-l găsesc deschis din nou. Asta e o chestie foarte interesantă la români. Noi românii zicem, prietenul meu, dacă e prietenul meu, îmi dă mai ieftin. Fals. Dacă e prietenul tău, dă-i tu mai mult. Da. Ajută-l. Ajută-l tu pe el. Știi, uh-huh. Cam asta e ideea. Dar, na, noi suntem antreprenorial de ăștia de baltă, așa, știi? Să cheltuim toți mai puțin, mai puțin, până nu mai cheltuim nimeni nimic. A, perfect. Atunci e cel mai bine. Știi? Da. Mi-am dat seama de treaba asta, cred că în școala generală, când era un chioșc la... atât de românesc, era un chioșc la parterul școlii, la fix la intrarea în școală, era un chioșc unde vindea cornuri și nu știu ce. Și foarte mulți copii n-aveau bani și îi trecea pe caiet. Îți dădea efectiv corn sau baton cu ciocolată, cu ceva și îți dădea pe caiet. Atunci am luat prima oară o chestie pe caiet. Și acum că am crescut și am mintea de acum, îmi dau seama de nivelul ăla. Da. Era și altă vreme. Erau și alte vremuri, să știi. Da, corect. Da. Mai ales pe zona Moldovei... toată zona asta e puțin mai diferită, chiar dacă vrem să o acceptăm sau nu. Un amic de meu spunea că când vii la București să iei pașaportul la tine. E atât de diferit față de Piatra Neamț, încât, băi, când plec cu pașaportul, mă asigur că sunt ok, știi? Că poate e altă țară. Dar pe vremuri, acum nu știu, câți ani ai tu? 28 am făcut. E, gândește că pe vremea când eram eu copil în generală, stau uneori și mă gândesc, eu îmi dau seama, asta avem și discuții dintre adulți, ca să zic așa, cât de sărac eram. Da, da. Eu nu știam cât de sărac eram. Dar uitându-te la pozele, acele câteva poze pe care le ai din anii 90, acum îți dai realizez că eram boscheț. Știi? Eram fericit total. Deci noi eram mega entuziasmați, era beton. Aveai o gogoașă de aia de făină fiartă, tu erai beton, let's go, man! O scovercă, știi? Păi avea un coleg, tatăl lui era marinar și avea PlayStation 1. Fuck me. Deci era zeul cartierului. Da, adică ne-am luat în trei prieteni. Da. Ne-am adunat trei ca să ne luăm unul. Oameni. Cu părinții, cu participațiune, nu de alea. Săptămâna asta la cine e PlayStation? La Lucian. Ah, fuck, peste două săptămâni la mine bea. Înțelegi? Și plângeai două săptămâni și taichinul și el. Bă, dar PlayStation-ul când mai vine pe la noi, era bun, știi? Adică, era ca mașina, știi? Erau, na, alte vremuri, alte vremuri, granță. Acolo am văzut primul meu laptop, care era cât o geantă, efectiv era o geantă și desfăcea. Da. Și ecranul mic, așa... Deci acum când mă dau așa și mă gândesc cât de privilegiați suntem că trăim în vremurile astea... Absolut. Și de cât de mult ne plângem că trăim în vremuri, chiar și în contextul pandemiei, în contextul politico-geo... nu știu ce, tot e the best time to be alive, efectiv. Este, siguranță. Da. Siguranță așa este. Asta e chestie pe care mulți nu înțeleg tinerii, la fel cum nu înțeleg acest darwinism, știi, că trebuie să reușești cât de cât să realizezi că ai nevoie de dificultăți. E adevărat că trăim în epoca îi salvăm pe toți, știi? Oricât de ciudat sună, știi, uneori trebuie să mai și cadă lumea și să se zbată puțin și singur. Nu trebuie să salvăm chiar pe toți. Știi? Asta sună, poate să sună ciudat, știi? Dar chiar așa e. Pentru că asta va naște normalitate. În momentul în care tot ce facem este să creăm
colace de salvare, întotdeauna cine va cădea va începe să umble după colacul de salvare, în loc să se gândească, se ridice în picioare, se scuture, să meargă mai departe. Știi? Că asta vorbeam cu Vlăduț zilele trecute, că a avut el revelația asta, că s-a schimbat, practic, el spune că atunci când era el copil, adică acum 20 de ani, povestea la televizor în desene animate și în filme și în seriale era the classical hero's journey, știi? Adică eroul nostru va întâmpina dificultăți, se va lupta, se va zbate alături de prietenii săi și într-un final va reuși să învingă și întorcându-se acasă va evolua. Parapal, acum, da. Acum suntem la punctul în care biata floricică a fost bătută de vânt, să o ia cineva în brațe, văleleu, vai de mine, ce ne facem cu floricica noastră? Unde e floricica? Acum o mutăm într-o parte în alta. Victima. Avem numai victime acum. Câți ani ai Vlăduț? Vlăduț, câți ani are? Vlăduț are 23 de ani acum. Ai, super tânăr. Jesus. Da. Asta și cu voi sunteți, nu vă preocupați. Pe tema asta prea tare. Vlad Arianu de aici, e blond, are puțin mai mult ca mine. Câți ani e Vlad? 30... Nu știu. Are 30 și un pic. Nu știu, 36. Da, 37, așa că... Iau, deci sunteți de aceeași vârstă voi doi, aproape. Da. Noi, generația asta noastră, cred că asta care a prins, cred că părinții comuniști, să zic așa, știi? Sau ultima generație de părinți tineri comuniști a fost a noștri. Noi și-a născut în, să zic așa, 83, 84, 85, 86, știi? Că după aceea, ceilalți care s-au născut prin 90 ceva, deja părinților au prins gustul capitalismului și au schimbat părerea despre când ar trebui să fac copii, cine le dă apartamentul, de ce le dă, știi? Și așa mai departe. Noi am crescut într-o... era pe Facebook, la începutul Facebook prin 2008, era grupul ăla foarte mare sau o pagină care se numea Generația cu cheie la gât. Acum și mașina mai este. Este. Da? Și da. Și la tot timpul posta, lega poze din fața blocului, știi, și mai departe. Noi am fost o generație care am crescut într-o ignoranță foarte mare a părinților noștri și a faptului că mi-aduc aminte că vorbeam și cu soția mea. În fața blocului, când jucam tenis cu piciorul, se auzea mașina, dar odată la o oră, știi? Acum când mă duc pe strada mea, unde am crescut eu, sunt mașini parcate de pe amândouă părțile, full, știi? Și mai este și unul parcat strâmb pe noi pentru grădina, mă dă și mie, fă și mie în loc, înțelegi? Am fost privilegiat să avem copilării din astea lipsite de griji, efectiv. Și părinții noștri că nu erau atât de speriați, știi? Nu erau atât de conștienți de cât de multe lucruri se pot întâmpla. Eu, ca părinte, acum îmi dau seama chestia asta. Ți-e frică, ți-e mai frică acum să lași copilul afară, să bagă câini, mașini, oameni, știi? Bine, erau și strategii învățate de la bunici care ai grijă cât îi fură țigani. Alea, deși nu sunt de acord cu ele, da, corect, genere, și el adică foarte multe lucruri, să știi că trebuie judecate contextual. Corect. Avea rolul lor atunci. Exact. Adică era cea mai bună, era soluția unanim acceptată ca fiind great. Știi? Am votat un comitet toți, asta e tati, ce face țigan? Fără copilul. Clar, aia e. Se ocupă ăștia, fără copii, am înțeles, gata, aia e, știi? Adică, cine te mănâncă, bau. Exact. Da? Fiică-mea, am auzit fiică-mea cântând, este ora două, omul verde n-a venit. Politically correct. Și a zis că, ce cânt de soacră mea? Zic că omul verde, e cu ură treabă. Dar ce face omul verde? Mănâncă înghețat. E bine atunci. Okay. Și mie îmi place înghețat. Da, suntem ok. Vreau să te întreb de barul ăsta al tău. Pentru că ai tot povestit, dar niciodată, sau cel puțin n-am văzut eu în live-uri sau în ce video-uri mai faci tu, povestea barului. Care-i povestea? Cum ai de ajuns? Am fost multe vloguri. Aveam canalul de vlog, Masupedia. De foarte multe ori postam de acolo, că ajungeam în fiecare zi, știi? Barul a fost visul finului meu, acest Mihai, băiatul ăsta, Mihai Paveliu. Noi ne știam din cauza că el a mai avut un club, Mojo, în centru vechi. Un club de live și cu karaoke, dar el își dorea foarte mult un club doar de karaoke, în care să fie lumea, să vină pasionații de cântat, știi? Eu nefiind un mare pasionat al cântatului, doar dabbling, știi? El a zis, hai să facem o chestie asta împreună, și eu am spus, bă, ok, fiul meu, hai să facem treaba asta împreună, știi?
El după aceea la un moment dat a trebuit să iasă din business, motive personale, whatever. Iar business-ul era oarecum șub, foarte șuble de fapt. Eu nu mă ocupam de el, eram director de marketing la Berăria H, făceam altceva, știi? Și atunci am zis că, bă, ok, hai să-i, let me give this motherfucker a chance, știi? În mod normal ar trebui să închid business-ul atunci, dar am zis, hai, lasă-mă să fac asta și i-am spus lui Vlad, tipul de la Berăria H, noi suntem în continuare foarte buni prieteni, i-am spus, bă, trebuie să mă ocup de chestia asta, îmi pare rău, ia-ți pe altcineva. Nu și-am mai găsit pe altcineva după aceea, ce-i drept. Și m-am apucat de bar. Și barul a fost o epopee. Am plătit într-un an de zile, cred că 100.000 de euro datorii, pe care se făcuseră într-un fel sau altul. Așa. Și după aceea l-am pus pe picioare și când l-am pus pe picioare și eu bine și am zis, ok, now it's gonna go boom, a venit colectivul. Și când a venit colectivul, controale, nu știu ce, nu? S-a terminat, nu, dar numai asta. Nu mai venea a fost un hit piece din partea presei pentru Centru Vechi. Pentru că de ce? Nu, senzaționalismul ăsta, știi? Că, domne, cad clădire din Centru Vechi. Adevărat, sunt foarte multe clădiri vechi din Centru Vechi, dar sunt de obicei abandonate, nu e nimeni în ele. Iar asta la alte, de obicei, ce se întâmplă este că clădirile astea din Centru Vechi, bine, secretul nesecret este că el, Centru Vechi, doar fațadele sunt vechi. De foarte multe ori în spate e structură de beton, adică s-au ocupat comuniștii deja la vremea aia să-l facă cum trebuie, știi? Pentru că și ei aveau treabă acolo. Înțelegi? Mai sunt ce, sunt clădiri vechi, barul meu este într-o clădire destul de veche, dar este ranforsată, e resigilată, refăcută, re nu știu ce, știi? Asta nu înseamnă evident că este the safest building in the world, știi? Dar atunci când a venit colectivul, basically aia a fost un headshot, ca să zic așa, știi? Pentru tot ce înseamnă Centru Vechi de altfel. Și bordelul la fel, unul dintre cele, bordelul era un bar care a câștigat barul anului din România de N ori, din 2009, 10, 11, 12, 13, cred. Și la fel, ne-am trezit peste noapte că it didn't work out the way we wanted it, ca să zic așa. Dar anii ăia în care nu exista încă se fuma înăuntru, iar nu sunt pro, eu nu fumez, dar sunt total de acord cu faptul că oamenii când ies în oraș au nevoie de un anumit mediu. Și ar trebui să permită fumătorilor să se ducă să fumeze dacă vor. Iar nefumătorilor se ducă unde nu se fumează. Dar cine vrea? Evident că toată lumea în România o să zică se fumează. Deci asta e clar. Nu o să existe nimeni să spună la noi nu se fumează. Tot să spună la noi se fumează. De exemplu, sunt de acord că la mâncare nu se fumeze și așa mai departe. Dar fumatul făcea, eu am fost fumător. Fumatul făcea parte oarecum din această, din ritualul nopții. Cultură. Da, e ritualul nopții, știi? Noaptea e altă. Pentru cine a trăit în crâșme, știe că viața de noapte e altfel. Viața de noapte aduce alți oameni, ies alți oameni din casă. Oamenii care pleacă la 1 sunt de un fel, oamenii care pleacă la 3 sunt de un fel, oamenii care pleacă la 5 sunt de un fel și care pleacă la 10 sunt altfel. Știi? Adică, iar viața de noapte are propriile sale chestii. Iar pentru mine, eu dacă am 15 ani de Horeca, de aia n-am și ținut. Am spus, ok, chiar dacă nu mai este la fel de profitabil, vreau să-l țin în continuare. De altfel, Tunzu este casa câștigător de X-Factor, cred că vreo 2, locul 2 de la X-Factor vreo 3, Vocea României vreo 4, România au talent 1, deci, pe bune. Deci, adică nivel... regulars vin în mod constant și cântă. Exact, chiar s-a format o comunitate, o familie chiar aș spune, pentru că ei se ajută foarte mult între ei. Eu nu mai am atât de mult contact cu barul de vreo 2 ani, pentru că nu mai am timp, se ocupă managerița Ștefania. Shout out, nu știu cine, dar bravo. Da, da. Și ea se ocupă foarte mult de el, iar eu mai puțin. Asta în contextul în care, la fel, eu nu... Crâșmăreala pentru mine în momentul de față, dacă aș mai face-o, ar trebui să o fac la un nivel... Am în cap o crâșmă de vis, ca să zic așa, pe care vreau să o deschid, dar n-aș putea să mai fac încă ceva. Crâșmăria... Crâșmăria, pentru foarte multă lume care nu înțelege, este... foarte multă muncă. Extrem de multă muncă. Nu te lasă să dormi acasă. Deci acasă nu mai stai. Dacă vrei să ai o crâșmă bună, tu nu poți să dormi acasă. Uh-huh. Foarte multă lume nu înțelege chestia asta, crede că poate să-și facă, nu există. Trebuie barul, să fie acolo. Trebuie să fii în el. Cot la cot cu colegii angajați tăi, da? Oamenii, mai este o chestie, oamenii nu vin la bar, oamenii vin la proprietarul barului. Foarte interesantă chestia asta. Barurile sunt o extensie a proprietarilor. Fratelii sunt o extensie a celor doi frați. Înțelegi?
Dacă îți spun City, nu mai puțin, că deja este un comitet acolo, dar duci la Lacrimi și Sfinți să joci la Dinescu. Adică tot timpul te duci la omul ăla, omul este garanția. Știi? Și atunci dacă vrei să ai un bar de succes, vei observa că întotdeauna barurile de succes au atașate una, două persoane faine pe lângă ele. Și tu mergi pentru a-ți însuși puțin din aura acelei persoane. Știi, cam asta e faza. E faină și crâșmăria, dar e pentru o anumită vârstă, nu mai e pentru mine. Știi, cam asta e faza. Ai spus că ești super pasionat de Horeca. Și țin minte că într-un live recent am impresia că ai zis că vrei să faci un canal separat de YouTube unde să vorbești despre chestia asta. Da, încă e secret? L-ai lansat? Sau? Nu, lucrez la idee încă. Nu vreau să-l fac. Okay. Nu vreau să-l fac ca să fie la fel unul dintre proiectele care mor la sfârșitul zilei. Trebuie să-mi fac un business plan, clar, să văd unde vreau să-l duc. Nu vreau să fie încă ceva, știi? Doar asta. Adică să mai fie ceva pe listă. Vreau să fie ceea ce nu găsești la noi, în primul rând, pentru că la noi găsești la fel. Tanti Maria, tanti Ionuța, tanti Vasilica face bunica mâncare, mai este un băiat care gătește cu telefonul strâmb și îl ține așa și face el acolo și tu zici, mamă, dar ce-a făcut ăla acesta? Nuci, oprește camera și el tot să, nu știu, stai mă puțin, lasă-mă să văd și eu ce faci acolo, știi? Și nebunești. Și am ce vreau să fac și eu. Și iar la noi se fac, dacă te uiți să vezi, ce găsești? Aceleași dish-uri. Lava cake, da. Cele 1200 de omlete cu brânză, știi? Sarmalele, cheesecake-urile și zici, bă, ok, am zis, alea sunt pentru vizualizări. Dar dacă vreau să fac the other food, știi? Înțelegi? Ce facem? Ar fi un canal ăsta de cooking și din astea sau vorbești despre fiecare aspect al Horeca? Nu, ar fi de cooking, ar fi de mâncare în primul rând, dar mixed in. Știi? Asta e ideea. Adică vino să cunoști lumea asta, dar vino să cunoști și și toată faza asta este că lumea la noi, toată lumea, domnul român e creativ. Nu. Românul nu e creativ. Românul este unul dintre cele mai copy-paste popoare, mentalități pe care le poți găsi. Noi facem și eu mult de tot. Deci noi suntem lideri absolut pe chestia asta. Și e păcat pentru că, de exemplu, Scărlătescu și-a petrecut vreo 2 ani umblând ca berilă pentru toată țara, colectând rețete ancestrale. Și a zis că scoate cartea aia de 6 ani. Și n-am mai scos-o. Care treabă? E prins, e nu știu ce. Ala. Dar eu sunt sigur că dacă ar scoate cartea aia, ar rămâne mască câte reinventări, reinterpretări și re-re-re-uri găsești prin ea, de care nici n-ai auzit. Că dacă nu mergi la restaurant, ce ai la restaurant? Fasole bătută, varză cu ciolan, paste. Adițional, da. Înțelegi? Cartofi mici, that's it. Piureu, cu puțin usturoi copt, la alea șmechere. Înțelegi? Deci nu așa. Dacă vrei și cu parmezan, dă-te, bă, băiat. Înțelegi? Ăla e adevărul. La noi, dacă vrei să mănânci o vită de asta asado, este un singur restaurant în București care face vită la grătar argentinian. Și aia, la fel, cineva a fost, a văzut și a spus, cred că e Dani Oțiri, a lui. Și a zis că, bă, ce tare, ar trebui să avem și noi unul. Să mănânci și la noi lumea vită de asta, că e șmecher. Da, știu, e șmecher. Dar nu mai e asta. După aia, dacă te duci, că chestia care e. Tot ce înseamnă American cuisine, American inland cuisine, ca să zic așa, e foarte șmecheră. Deci bucătăria asta Cajun de Mississippi River și de New Orleans, unde e un mix de bucătărie acolo, de franțuzească, americană, indiană, sunt niște chestii foarte șmechere acolo. Noi la Bordello încercam mereu să avem un meniu de ăsta, etalon. Adică noi aveam 8 burgeri în meniu în 2009. Înțelegi? Nu exista. În România nu. Mâncau, aveai burger la McDonald's și la restaurante găseai un burger undeva. Știi? La fel, noi aveam gin bar. Lumea a descoperit ginul în România anul ăsta, în 2020 și în 2019. Noi aveam gin bar. Cu peste eu l-am descoperit, la un majorat și după aceea l-am uitat. Ideea este că dacă descoperi ginul, spunem, no hate, Beefeater, știi? Da, nu o să iasă ce trebuie. Dar sunt... Sau Wembley, mai rău. Sau Wembley, știi? Sau de asta. Înțelegi? Nu, sunt ginul șmechere. Iar noi, în la Bordello, aveam la mai deschisem
aveam undeva la 40 de ginuri și aveai, practic, aveai bază, aveai ginul, trageai ginul, pe care alegeai și tot ce înseamnă garnișul, adică tot ce erai, aveai cireșe, struguri, castravete, whatever the fuck. Și poate alegeai și apa tonică pe care voiai. Fiecare apă tonică, iară, vine cu propriul ei pachet de gust, știi? Una e mai sărată, una e mai dulce, una n-are niciun gust, una e doar bubbly, una e buline mari, una e cu bule mici, așa mai departe. Și atunci, lime-ul, lămâie, de unde ți-e lămâia, ce fel de lămâie, ce acilitate lămâia respectivă. Lumea nu înțelege că un cocktail sau un gin tonic nu e doar un gin tonic. Un gin tonic e o alegere atentă de ingrediente și după aia o mână bună care știe să mixeze chestiile alea, să știe și cum să toarne, ca să se amestece fără să facă cu lingura în el. Știi? Să mai scoată 20% din buline, din bule. La fel, noi aveam, de exemplu, ginul infuzat, care chiar abia anul ăsta a fost reinventat în România. Deci noi, eu stau și mă gândesc, bă, acum 10 ani, ce făceam noi la Bordello, era să, noi eram trendsetter total. Deci noi, oamenii erau, what the fuck is this? Știi? Și acum, de asta zic că, în momentul de față, mă uit în piață și văd că, în continuare, la noi, nu există un cooking show care să nu fie Tanti Ionela. Deci e foarte mișto Tanti Ionela. Mie îmi place Tanti Ionela. E foarte tare când face sărmăluțele și e beton. Și le pune. Și uite aici, foiul de dafin. Și pune cu roșii. Și pune și farfurie de să fie din ceramică. Și pune și să fie la oală. Și foarte mișto. Deci maica mea le adoră. Dar dacă eu vin și vreau să gătesc ceva pe 6 minute, la tanti Ileana am fact. Înțelegi? Dacă copilul vine dimineața și spune, tati, mi-e foame, eu îi spun, stai, tati, că mă apuc acum. Marie, adu porc. Adu porcul. Jep! Dă să te tai, dă să fac. Știi că la noi... Să l-am marinat două zile. Exact, înțelegi? Asta e chestia. Și atunci există foarte multe dish-uri, în schimb, care se pot face. Aceste mixuri de bucătărie, mai ales bucătăria asta neo-italiană, la fel, care e foarte mișto, foarte șmecheră, foarte simplă. Trei ingrediente, bang. 10 minute, e gata masa și gustoasă, știi? Foarte multă bucătărie tailandeză, de asemenea, care ar putea fi adusă, care la fel, este pac, două fierturi, ai scos-o, go eat. Noi nu avem chestia asta. Nu avem, nu din cauză că nu ne-ar plăcea, ci din cauză că nimeni nu o face. Pentru că noi suntem pe mitul. Ăsta e adevărul. Eu cred că o să apară. Uite, acum ca să mă laud, am fost anul trecut în San Diego, în, în SUA, am ajuns și pe la Comic-Con, am niște comic book-uri să vă dau, o să vi le trimit, nu știu cum, asta ca paranteză. Și cel mai bun lucru pe care l-am mâncat a fost Surf and Turf. Și nu găsești nicăieri în România Surf and Turf, mai ales ai, uite aici, noi suntem în Galați, da? Și sunt o grămadă de raci în Dunăre. Da. Ok, nu faci Surf and Turf cu homar sau cu ce... Exact. Da, să faci cu raci. Teoretic vrei să-l faci cu homar, dar poți să-l faci cu... Există cineva sau cu care crab, vrea de raci, dar nu e suficient. Adică faci, știi care e? Uneori e nevoie doar să... Iar noi suntem foarte reinterpretativi. Deci la noi vine cineva și ne dă o rețetă și spune, stai mă că să facă mai bună. Dar de ce mă? Eu mă și fă cum e. Mă, ce spune la cu trebuie să faci? Cu dele. Fă mă cu dele. Știi? La noi carbonara e cu smântână. Dacă aduci un italian și spui mănâncă asta, o să te întrebe, what is this? Și tu îi spui carbonara și îți spune, where? Că el nu o vede. Înțelegi? Da, știi? Așa este. Asta e faza. Adică în București, deci eu credem că în 15 ani de București am găsit o singură... Sunt foarte multe restaurante alenești. Foarte multe. Dar unul singur, sunt două de fapt. Două le-am găsit care să fie genuine. Proper Italian food, ca să zic așa, știi? Dă-mi exemplu. Se numea Premiata 1. Era aici în Băneasa și din păcate s-a închis pentru că era mai scump. Că era treaba și n-a funcționat prea bine. Și mai este încă unul, se numește Iveri Siciliani, care e bucătarul, e un tip sicilian, vinde și cannoli, are acolo, te duci când pleci, ții cannoli, alea sunt bute cu... Marius, am fost acolo, am fost la Pomul Lăudat. Așa? N-am mâncat mâncare mai odioasă și mai proastă în viața mea. Și unde? La... Îți zic cu mâna pe inimă. La care? La Iveri Siciliani ăștia, acolo, în... Pe... Ferent, da, cum îi cheamă, pe... Da, acolo, acolo. Dracu. Așa. Dar știi că probabil nu ai mâncat mâncare italienească adevărată, ca să o poți să o judeci. Mă gândesc. Nu știu. Eu spun că e mâncare italienească acolo. Adică ăla când îți face suplii, în primul rând nu mai există suplii nicăieri în România. Supliul este o bilă de orez cu mozzarella înăuntru, burata. Nowhere to be found. Și atunci e posibil să nu ți-a plăcut. Adică înțeleg,
Îți spun doar că, cum îi spune, bucătărie italienească adevărată în România, în București, nu există. În schimb, au început să apară câteva pizzerii al Taglio. E pizza aia făcută la tavă mare, cu trei ingrediente, pe care ți-o tai, pa, pa, pa. Și ți-o felie, știi? Pe o gură. Foarte bun. Foarte bun. Și sunt câteva pizzerii acum. O să dispar la un moment dat pizzeria aia, știi, cu de toate. Dar nu avem cu de toate. Nu se face de aia, nu există nicăieri. La fel a apărut acum de curând și cartofiseria, se numește. E un loc unde se vând cartofi. Dacă te duci în Germania, de exemplu, sunt N locații unde vin doar cartofi prăjiți. Sau cartofi la rotisor. Sau cartofi. Da. Știi? Era și în Brașov acum un weekend a fost. Și erau... Trebuie să fie. Da. Adică încep să apară și la noi câteva, numai că iară... Cum e acum? Mai bine? Da, e perfect. Da. Bine. Ideea este că problema pe care o avem în România este că încercăm, noi suntem lenți. Lenți. Și riscăm, fiind lent, riști cel mai des să rămâi în urmă. Adică lumea se mișcă mult mai repede decât nu a ajuns tu sau au trecut trendul tău, și ca să zic așa. De exemplu, mai este o chestie care se întâmplă în state acum, de 3 ani. La noi în România jucătorii au rămas complet impasivi. Da, ce? Impasivi. White Claw, Seltzer. Cu Seltzerul, da. Da, e nebunie. Deci era... Deci nu venea să cred eu. Cât cu la croa, cu astea. Mare tare poți timbet de la... Da. Tâmpenile alea, da. Și în România... pauză. Adică a ajuns, cum îi spune, am imbevu, Auenhauser Busch imbev, să intre pe piață pe Seltzer, înțelegi? Adică cel mai mare producător de bere din lume, își creează propria linie, produce, face, nu știu ce, zice-mă cât de mare piața și în România... Da. Și eu am crezut când m-am întors, am zis, băi, fii atent că o să fii huge cu Seltzer. Nu, da. N-am văzut nicăieri. Nimeni. Asta din cauza că la noi, oamenii, sunt atât de preocupați să mulgă ce au, încât nimeni nu e proactiv pe dezvoltat. Toată lumea e pe I need to finish this, știi? Că mâine, dacă mâine mor. Da. Eu nu am timp să fac altceva. Eu acum pasă de să stau. Dar eu sunt sigur că în 2-3 ani o să apară și o să fie wow, cea mai mare descoperire. Acum, cel puțin, sper că o să-l aducem noi. O să vedem dacă reușim. Ceva. Nu știu, să vedem. Că și astea sunt complicate, știi? Înțelegi? E un drum lung. Ideea este că la noi, adică în state a trecut și julu, a fost și a trecut, la noi n-a ajuns. Înțelegi? Adică asta spun că noi suntem atât de lenți încât afară, în alte țări, se întâmplă, trec și se demodează, știi cum ai venit? Și la noi nici măcar n-au auzit lumea de ele. Dar apoi să le mai și implementeze. Știi? Adică la noi, noroc cu Romacua aia, Romacua, vitamina cu aia, băieții de piatra de apzi altfel, știi? Care au zis, hai mă să facem și noi ceva. Știi? Că dacă nici pe aia nu aveam. Înțelegi? Da. Ăsta e adevărul. Noi acolo suntem. Noi, când a făcut Coca-Cola izvorul minunilor și am buteliat apă de la robinet, de fapt, atunci era, nu era nimic altceva, știi? Era chiar apă de la robinet. Înțelegi? Și au descoperit 10.000 de jucători din piață că, bă, se vinde apă la sticlă în România. Ești nebun? Apă. Înțelegi? Și au început toți. În 3 zile aveam 45 de branduri de apă. Și de atunci... nimic. Înțelegi? Aqua Carpatica a venit cu sticla aia pătrată, ăsta e un tip care era la Pepsi înainte, el știa dimensiunea pieții și a zis că ok, I'm gonna do something about this shit, știi? Știa că e loc pe ea. Hold my beer. Exact. Și el a făcut o treabă. Dar n-a făcut mai departe de atâta. Adică nu te gândi că, wow, cum adică mai mult de atât? What is that shit? Nu. Am venit, merge, mi-am cumpărat căsuță, sunt ok, fac un exit peste câțiva ani, vând la un fond de investiții și I'm done. Înțelegi? Poveste de succes. Da. Și este povestea de succes în România, știi? Am vândut. Ah, metal. Știi? M-am retras. Ok, super treabă. Ai făcut combinații magice. Afară povestea de succes este mai retras. Am început încă una, m-am retras. Am început încă una, m-am retras. Da. A fost și la noi una, șmecheră. Am uitat cum îl cheam pe tipul ăla, care și-a făcut o fabrică de obseru, parcă era, sau de îngrășăminte chimice, nu mai țin minte. Și-a făcut fabrica de îngrășăminte, a făcut-o mare. Între timp și-a cumpărat terenul de lângă fabrica lui. A vândut fabrica cuiva, un alt jucător mare, și a construit încă una fix lângă el și a început din nou pe același domeniu încerat. Ăla a fost maxim. Excelent. Știi? Și a zis că da, bă, e perfect românesc. Deci, beton. This is the fucking way to do it. Știi? Asta e esența. Exact. Să-l fiarbă cineva băiatul ăla, să-l pun într-o sticluță. Mie îmi place Horeca și îmi place și... Mie îmi place foarte mult, eu cred foarte mult că trebuie să participe lumea.
știi? Trebuie să avem jucători care își asumă riscuri și ar trebui să fie sprijiniți de asemenea. Și asta e cealaltă problemă la noi, că dacă cineva își asumă riscuri, face toți, bă, ai văzut, mă, că a murit ăla, bă, stă deoparte. Uh-huh. Fă și tu la fel. Bă, vezi că ăla avea 10 mici, nu mai are. Uh-huh. Și tu ești acolo, bă, what the fuck, înțelegi? Da, e. Asta da. Este, this is the mentality, știi? Și n-ai, e ceea ce este. Eu mai am o întrebare, scuze Vlad. Vreau să întreb, ce ai sfătui un tânăr antreprenor care are un băruleț, o pizzerie, o, nu știu, un non-stop la colțul blocului? Uh-huh. Cum poate să crească, cum poate să ducă mai sus? Sunt strategii diferite pentru fiecare dintre ele. Deci de la, deci în lua care e bărulețul, hai să luăm așa, știi, ăla cu bărulețul, acum iar, sunt două chestii. Are băruleț de cartier, de genul unde vin toți muncitorii, sau are băruleț de cartier pentru tineri care se iasă seara? Știi? În primul rând, în perioada asta, dacă ai băruleț, you're fucked. Să luăm altfel. Uh-huh. Primul lucru. Dacă ai băruleț, I'm so sorry. Știi? Tot ce poți să faci, să-ți faci dacă vrei, dar n-ai cum, pentru că te dau ăștia, ia vine poliția și te închide. N-ai ce faci. Deci dacă ai băruleț, you're fucked, period. That's it. Ce poți să faci este să livrezi dacă vrei, să-ți faci o mică linie de livrare locală, pe zonă, de băutură, cu marjă mică. Adică să-ți faci un calcul, să vezi unde stai cu adevărat cu marja. Evident, chirie nu o să plătești în perioada asta, că nu o să-ți ceară nimeni chirie, n-are cum, știi? Te surprins. Ți-o negociez, hai să o luăm așa. Adică o să fie și un prost, pe aici, pe acolo, trebuie să fie și proști, dar în mod normal, oricine ai un long-standing business relationship va înțelege că you're both in this, știi? Nu ești numai tu. Adică tu pleci, dar nu vine nimeni mâine, stai liniștit. Nu bate nimeni la ușa investițiilor în Horeca, zic, mamă, deschid restaurant la tine aici, pentru când deschizi? Peste 8 luni. Ah, beton, dă-i drumul la treabă, știi? Nu așa se întâmplă. Și atunci, singura chestie pe care o văd este asta. Devin un mic, în primul rând și în primul rând, toată lumea trebuie să devină parte din comunitate. Chiar dacă sună asta, zici că e așa buzzwordy, nu e buzzwordy, chiar trebuie să devii parte din comunitate, să te integrezi în mediul în care tu existi ca să aduci added value. Dacă singura valoare pe care tu o aduci în comunitatea respectivă sau în zona aia este că tu vinzi ceva, you're fucked, pentru că magazinul online vinde ceva. Și nu are niciun motiv omul să vină la tine. Italienii la un moment dat când veniseră lanțul de supermarket peste ei în anii 90, foarte multe magazine de astea mom and pop shops, cum ar veni, știi, au murit. Cine a supraviețuit și chiar a excelat au fost magazine specialitate. Adică dacă până ieri aveai la fel micro shops de astea cu de toate, știi, mini supermarketuri. În momentul în care, în schimb, a început la să aducă proșutul crudo adus de la Parma de unde trebuie, de la nu știu ce crescător, aduse băcăniile, ca să zic așa, știi? Alea au prins foarte tare. Și lumea știe că, bă, dacă vreau să-mi iau carne cu apă injectată și cu sare, mă duc la supermarket, înțelegi? Dar dacă vreau să mănânc ceva bun, pentru publicul ăsta de 20 de oameni, știi? Mă duc acolo. Și atunci, dacă ai un magazin în cartier, dacă vrei să fii doar un provider of goods, good luck, sper să reușești, știi? Nu poți, asta e ideea. Dar dacă încerci să devii parte din comunitate, să, iar nu pe datorie, știi, să dai pe datorie, dar ce poți să faci este să te duci să le spui, să pui tu un client din când în când, să faci tu mica ta ofertă în cartier, pe care să o faci de mână, să faci tu un filmuleț pe care îl mai pui tu pe YouTube și mai transmiți oameni, bună, sunt aici, alături de voi, spuneți-mi și voi, ce ați vrea să mai găsiți la magazinul nostru pe care nu-l găsiți? Să-l faci pe om, există o regulă, se numește reciprocitate. Dacă eu îți dau, tu îmi vei da. Și atunci dacă tu faci parte din comunitate și lumea vede că tu oferi ceva, orice, faptul că tu vii ocazional și spui, bă, peste două săptămâni o să luăm niște cartofi buni, cine vrea să aducem? Îi aducem noi la ușă dacă vreți, știi? Știi că sunt niște bătâni într-o parte, dai un discount special. Faptul că tu dai discountul ăla, se mute, toată lumea află chestia asta. Adică există acest community crowd marketing, să spunem, care nu costă mulți bani. E aproape gherila tactic, dacă vrei, știi? Și se poate implementa la orice nivel. La bar, tricky. La bar din cauza perioada asta. Poți în continuare să faci, cum îi spune, aș face niște, cum îi spune, pandemic party shots, party pack, știi? Și îți fac, da, în fiecare săptămână
îți pun acolo două beri speciale, îți mai pun și un vin spuman, nu știu ce, lângă, și în fiecare săptămână îți spun, nu vrei să încerci ceva nou? Și în felul ăsta, eu nu-ți mai vând băutură, ci îți vând o experiență nouă. Știi? Ideea este să îndepărtezi de eu vând bunuri. Când vinzi bunuri, e replicabil și intri în faliment. Nu părerea mea asta, evident. Acum fiecare o să vină ceva și să-mi spună, bă, tu n-ai auzit de ce înseamnă mass retail? Și o să-i spun, bă, da, știu și asta, stai liniștit. Că firma se numește Bro Retail. Adică, we know that shit. Dar ideea este că tu trebuie să vinzi experiențe. Întotdeauna, cea mai importantă chestie pe care poți să o faci e să vinzi o experiență. Sună, iar, sună simplu, zici, mamă, da, cu ai, ce tare, experiențe. It's not that easy, nici asta nu e ușoară. Trebuie cât de cât să iei pulsul respectivei comunități, să înțelegi dacă poți să faci. Că nu poți să faci asta cu pandemic party pack în ferentari. You're fucked. Știi? Adică lucrurile se fac în funcție de. Nu există one size fits all și one solution fixes everything. Iar la nivelul de pizzerie, de exemplu, eu am vrut să-mi fac o pizzerie, la fel, acum 7-8 ani, m-am apucat să investesc în ea. Partenerul meu de atunci, din păcate, s-a speriat puțin că trebuia să facă el. I-am spus, băi, vin investitor, tu trebuie să vii cu munca. Nu poți să vin și investitor, să vin și cu munca, adică it's not possible, știi? Și mi-am făcut un business plan foarte, era super solid pe vremea aia. Dacă îl făceam, făceam mulți bani, cred. Așa zic. Pizzeriile merg. Food, în general, la nivelul ăsta de... finger food. Să-ți iei operațiunea... Best bite. Știi care e faza? Foarte multă lume tinde spre dezvoltarea asta pe orizontală, știi, imensă. Unele business-uri nu merg. Adică poți să faci un lanț de pizzerii, dar calitatea ta va scădea incredibil de mult. Mai degrabă te păstrezi pe mame în pap, să zic așa, dar mergi pe premium nest mai departe ca să-ți mărești marja, decât să te duci în, știi, discount 2 la preț de 1, non-stop, 15 pizze, 40 de rețe. Oh, fuck. Și ei o gură spui, ce carton, fain, să mă dacă beton. Știi? Fiecare acum, na, fiecare o abordează cum vrea și felul în care, eu ce spun, și am învățat o chestie asta, nu tu hotărăști dacă ideea e bună, Excel-ul hotărăște dacă ideea e bună. Dacă Excel-ul zice că da, o faci. Excel-ul zice că nu, nu o faci. Mergi mai departe, o lași acolo. Zici, păi, pentru altcineva. Da. Avem doi prieteni care au fost la podcast, care au un băruleț aici în Galați, se cheamă Bodega, și aplică mai tot ce ai spus tu, în sensul că fac parte din comunitate, ei au lucrat în Spania, tot la fel, la un bar, și au furat de acolo meserii, rețete, feeling-ul ăla. De cât timp au barul? Cred că l-au deschis în primăvară, sau nu, în toamna anului trecut sau ceva de genul, și au avut foarte puțin și i-au lovit pandemia, dar din cauza că în timpul ăsta super scurt și-au format comunitatea, ne-au, știi, te-au intrigat. Acum supraviețuiesc și au susținerea asta a comunității, adică nu sunt bătuți. Ce mai mare sfat pentru ei? Să înțeleagă. Deci în România un business în Horeca are vârsta medie 9 luni. Asta este vârsta medie. După aceea se dă faliment. Știi? Și nu mai știu, era 80% ceva de genul ăsta de la faliment în primele 9 luni. Asta e studiu făcut de Hora, cum vreau, cred că înainte de Colectiv făcut de... Așa. Acum, pentru ei, ce trebuie să le spui și ce să le spuneți voi lor este că cel mai greu lucru în industria asta este să te schimbi, să reinventezi. De foarte multe ori lumea, în România noi avem acest mindset de am deschis, we're done. Nu, e ce starts, știi? Acum începe Bauhaus-ul. Și anul viitor, ghiși ce? 2 luni de zile, că tu crezi că ai vacanță, trebuie să stai să faci meniurile noi, să aduci băuturile noi, să faci lucrurile noi, să te gândești. Deci noi, și la Brăria H, și la Bordello, și la Republic, și la mine, la Tune, și la True, orice club am mai lucrat și am mai lucrat cu ei, cea mai mare parte mă petreceam reinventând lucruri. Ăsta era the shit. În căutarea absolutului ăsta, mereu the new thing. Pentru că deși tu crezi că lumea va fi... Asta este tragedia, nu tragedia, este puțin ipocrizia umană, este că ne place să fim prieteni, dar ne place și nouă. Adică îmi place să vin în același loc cozy, dar din când în când
cau și eu nou. Și la nou, ghișe, devine cozy și ăla. Și mai vin la tine. Mă duc numai la ăla. Până vine la nou. Atunci, Horeca, de asta este ciudățic, așa, ca industrie. E despre ospitalitate, dar e puțin și despre și retenie. Știi? Trebuie să fii conștient de faptul că sunt prietenii tăi, faci parte din comunitate, dar trebuie să realizezi că după, cam după 2 ani de zile trebuie să neapărat să faci o schimbare. Dacă nu, it becomes the same old shit. Știi? Că înseamnă meniuri noi, că înseamnă un revamp, o casetă luminoasă nouă, niște fețe de mese, scaune pe terasă, umbrela, luminile, mobila la interior, meniu, băuturile, o pâine nouă, știi? Trebuie să faci mereu, se numește reason to talk, știi? Trebuie să creezi întotdeauna un motiv să te audă cineva. Chiar dacă e un rahat mic, avem cartofii aia noi, ți-am spus, avem sandwich-ul nou, avem, I don't know, something. Știi? E foarte, foarte important ca omul să zică, ia uite mă, să zice ceva, știi? Ce-o fi zică mă băiatul ăsta aici? Nici nu contează ce spui, numai să nu spui aceeași poveste de fiecare dată. Nu mai bag în seamă după aceea. De aia, barul de cartier are un potențial foarte mare dacă e gestionat. Bine, acum nu. În sensul de mod normal, știi? Asta și din cauză că, din ce, mă uitam, chiar mă gândeam la chestia asta, în primul București să deschid, în București, peste noapte, apare o zonă rezidențială nouă, dar nu cu două blocuri, cu 15, 20, 30 de blocuri. Oamenii ăia sunt captivi acolo de foarte multe ori. Da. Dacă cineva ar dezvolta un, sau da, dezvolta un plan, un business plan pe small restaurants sau small pizza shops sau small coffee shops pentru astfel de zone, ar sparge. Deci ar sparge. Pentru că oamenii sunt captivi acolo și de obicei merg la tot felul de neavizați. Ca să zic așa. Dar la noi din cauza că România, ce facem? Mă duc în centru, tati. Unde e centru? Unde e șoseaua principală? Unde mă duc și eu să pun? Acolo, unde am vad. Mă, tu trebuie să mergi pe oameni captivi, nu pe vad. Dar iară, eu în momentul de față, principalul motiv pentru care nu mai vreau Horeca este faptul că nu dormi acasă. Asta e principalul motiv. Trebuie să fii trup și suflet. Dacă vrei să faci bani. Da. Dacă nu, poți să dormi acasă, nu știu. Înțelegi? Ok. Vii cu banii de acasă. Da, nicio problemă, el te așteaptă, știi? E acolo. Da. Marius, o să te scot din păcate din zona de Horeca pentru că ești super pasionat și e foarte interesant oricum, adică ai dat niște informații super valuable, ce puțin mie mi se pare. În afară de Game of Thrones, care este cel mai atractiv univers de ficțiune sau locul unde ai prefera să trăiești? World of Warcraft. World of Warcraft, a zis omul că joacă 3 ore din... Și ca și personaj. Deci World of Warcraft, ăsta e răspunsul? Da. Da? E foarte mișto. E tipa aia cu țâțele mari, nu? Nu, exact, ăla e. Warrior-ul cu țâțele mari. World of Warcraft, cu siguranță. Asta știi în cauza că joc de foarte mult timp. Una la mână. Se vede și pe spatele meu dacă te uiți. Și toate da. Dar ideea este că am un... Dacă... Eu aici... Nu știu dacă ați văzut în podcastul cu Marian Coman, în care am vorbit despre Nemira, despre cenaclu de am văzut, carte. Da. Și a spus clubul de carte Nemira. O să cheme încă o carte, probabil, dar vedem cum... Ideea este că i-am spus, bă, pe mine, ca să poți citesc o carte, trebuie să mă informez puțin de autor. Dacă cine spune povestea nu-mi place, nu-mi pasă de povestea ta. Deci nu, eu nu... Ce spuneam, nu merg la bar, merg la om. Eu nu citesc cartea, eu citesc un om. Nici nu mă interesează că ești gras, slab, urât, strâmb. Dacă, în schimb, îmi place ce spui acolo tu, în afara cărții tale, știi? I'm gonna read your book. De exemplu, asta acum că spuneam și ieri în podcast cu Piranesi, mi se poate, Zona Clark, asta este fantastică. Cartea este incredibilă. Este... Îmi vine să scot caietul, am spus, în fiecare zi în mașină, să mai notez ceva aici, să văd ce a scris peretele 192. Am rămas în cap acolo, să văd ce înseamnă. Deci eu acum sunt, în seara asta o să petrec 3 ore, făcând un research de implicații numărul 192. Pentru că este extrem de important, aparent, în carte. Iar tipul asta acolo a scris semiotică totală. Totul e un simbol, totul e o metaforă. Anyway. De ce îmi place World of Warcraft? Îmi place foarte mult de Chris Madsen. Și îmi place foarte mult de Blizzard-ul vechi. Lore Master-ul care a scris... Exact. Da. Blizzard-ul vechi, cel din anii 90, echipa aia de Mark Morhaime, Chris Madsen. Warcraft 2, Warcraft 3, da? Erau niște oameni care... Că și acum ai vezi că se întorc în business, dar se întorc pe 100% pasiune. Doar pe pasiune vor să stea, știi? Și lumea asta pe care au creat... Adică, atât de mult mi-a plăcut de Chris Madsen ca
ca și abordare, ca și entuziasm în ceea ce făcea, pentru că I'm gonna give this motherfucker a try. Știi? Și eu am început cu Warcraft 3, nu am jucat Warcraft 2. Da, Reign of Chaos, după aia The Frozen Throne. Exact. Da. Și după aceea am mai povestit eu, știi, și m-am apucat de, jucam foarte mult, eu jucam Diablo 2 pe vremea aia, cu niște finlandezi, în fine, aveam noi o gildă, trupă, whatever. Jucam foarte mult Diablo 2 și la un moment dat ăștia finlandezii tot băteau apă în piu, bă, că apare un joc, Warcraft, nu știu ce. Și eram, fuck man, we're Diablo people, știi, like, where's the ears, colectam urechi pe vremea. PvP și nu știu ce, nu, mă, că să jucăm World of Warcraft, zic, nu vreau mă să jucăm World of Warcraft, fuck this shit. Ce e asta? Și la mea mi-arată footage din el și zic, e Diablo mare ăsta. Și asta a fost în mintea mea. Diablo mare, fuck this shit, yeah, amen. Bine, știu că a fost o decepție cu Diablo 3 atunci, când nu venea și toată lumea l-a așteptat. Da. Păi, mai ales așa pasionații de Diablo 2, pentru că cine a jucat pe Battle.net, era a big deal, știi? Și după aia când a apărut Warcraft-ul, toată lumea s-a mutat în Warcraft, dar după aia la un moment dat tot se lua asta, știi? Mai ales când cine a jucat Paladin din Diablo și venea în World of Warcraft, ce s-a întâmplat? Păi unde e zilul? Nimic, zero bază, vine la lumină, pleacă mă de aici. A fost scandalul mare pe comunități, la știi, dar nu, că Paladinul nu e bun, că îți reparați Paladinul. Și așa spuneau, nu, că așa de să fie Paladinul. Nu e bine, știi? Eu am venit aici pentru Paladinul, nu e Paladinul meu. Știi? O fază tare. Dar World of Warcraft cu siguranță rămâne pentru mine celălalt univers în care am investit mai mult timp decât în Game of Thrones, ce drept. Ai citit tot lorul, de la Sargeras până la... Vreau să zic tot, că nu cred că am citit tot. E imens, dar am citit, da. Să zic, din 18 cărți sau din 20 de cărți, am citit 10. Chiar cam așa, știi? Iar la nivel de joc, am lore master pe fiecare expansion, nu e o problemă. Adică povestea o știu toată, cine faci. Că de-aia vorbeam, cred că zilele trecute, ca MMO-uri, la fel, următorul ar fi Star Wars, de exemplu, după World of Warcraft. La fel, Star Wars-ul pentru mine, jocul, mai multe știu din Star Wars, din KOTOR, din Knights of the Old Republic și din Star Wars The Old Republic, MMO-ul, decât știu din filme. Filmele sunt foarte condensate. E cât negru sub unghie, știi, față de lore-ul care există în Star Wars. Care păi acolo a apărut Mandalorians, nu? Și de-aia s-au popularizat datorită jocurilor, da? Și acum ai dita mai serial. Exact. El, adică, inițial, bine, este foarte mult de ăsta Extended Universe, știi, la ei. Sunt 30 de ani de povești scrise. Ce e drept, nu doar sunt bune. Da. Dar acum, când l-a curățat puțin Disney, o arată ok. Iar, în funcție de lumea asta fantasy, cred eu, Richard Campbell spune așa, poveștile sunt create pentru a împăca interiorile interne, emoțiile interne cu lumea exterioară. Noi creăm povești care să facă bridge-urile astea. E bine, e ok, să te simți, e chiar, cam Fight Club. Noi am Fight Club, că moare ăla, dacă mă-l cheamă, whatever the fuck, aia tot spun, membrii Fight Club, de fapt, și în moarte sunt șmecheri. Noi creăm o poveste. Ca să relaționăm cu realitatea în care ducem existența, cu întâmplări în viața reală, noi creăm o poveste care poate să ducă în diferite locuri, știi? Și când te gândești la poveștile astea, în schimb, Star Wars, World of Warcraft, Game of Thrones, realizez că ele și-au depășit cu mult condiția asta. E mult peste Lord of the Rings, știi? Uh-huh. De-aia Lord of the Rings a fost glorios. Pentru că Lord of the Rings, pentru prima dată, nu mai era doar despre o pildă. De obicei, da, a avut backstory cu regi, cu Link. Toată lumea crea o poveste, Frankenstein e o poveste, toată lumea creează o poveste care are o pildă. E o temă centrală pe care se bazează. E bila... e bila de la centrul rulmentului, ca să zic așa, știi? E the core, e în jurul care se mute planeta. Ei, când a venit ăsta, cum îi spune Tolkien și a scris Lord of the Rings, lumea la început a spus, what the fuck is this shit? Nu înțelege nici nimic, ce este cu pitici, cu aia, s-a dus cu inelul, dar mai de-aia morților. Nimic aici, ce-i cu asta, cu Silmarillionul, ce vrea asta mă de la noi? Altă limbă, what is this shit? Și pentru prima dată cineva a creat o lume de dragul de a crea o lume. Asta a fost what is. Chiar era nemai întâlnit până la momentul respectiv. Da, a fost primul, da. Și atunci, genre-ul ăsta care a făcut, că dacă ies-o e așa pe trepte, ar spune că ai, practic, ca și influență, să spunem, ai Lord of the Rings, care este, cu siguranță, izvorul tuturor,
După aia ai Dune, care a spus, știi că poți să faci high fantasy in space, modern? Oh, interesting, știi? După care a venit Lucas și a spus, da, da, poți să o faci și comercială, să știi. Și după aceea, și apoi ești la pe cinema, să vezi acolo cum mețe stoasele alea, pac, 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 și cade la cu săbiuța, cu nu știu ce, că dă Space Jesus. Great stuff, știi? Și după aceea, Explosion. Că Star Wars le-a spus tuturor că, bă, faceți de-astea, că ești bani. Da, 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 da. Faceți jucării și e ce trebuie, adică nu mai fiți proști cu voia în armată. Înțelegi? Și acum, there we are, my friends. Știi? Game of Thrones a venit în background-ul multor altor cărți. Că și Witcher-ul, dacă te uiți la evoluția lui, la fel, nu a avut o evoluție strălucită. El a ajuns din nou, a ajuns popular atât de jocurilor. Altfel, nu avea nicio șansă. Cărțile sunt bune, dar nu sunt that good. Mai zic, citești, ajungi și la finalul cărților, ai să spui, what the fuck? Cred că suntem în punctul ăla istoric unde, în sfârșit, jocurile influențează zona cinematică în sensul bun, nu cum era în anii 2000 UV Ball, care strica franciză după franciză. Eu țin minte că jucam Blood Rain sau... și era super tare. Și după aia a venit UV Ball ăsta, regizor german, și a stricat efectiv franciza printr-un film, nici măcar de B-rated. Era o penibilitate. Faza este că în marketing sau în merchandising, de fapt, există conceptul ăsta de pre-bought franchise, de franciză precumpărată. Știi, cu consumatori deja investiți. Că la trebuie să le dai ceva, ei vor să cheltuie, numai că trebuie să le dai ceva să-și poată convinge esența lor că e o chestie de bani. Pentru că dacă tu vii și spui de bani, ăla spune, pe ce să dau bani? Păi ți-am dat un film. Ah, ok, cool, îți dau bani atunci. Știi? Pentru că el nu poate. Trebuie să le dai și ce trebuie. Aici, după aceea, abia încet, încet, lumea a ajuns de la... Era pur și simplu, un investment. Facem un film și noi cu 100.000, da, încasăm 300 de lei. Bă, Uve, ce faci săptămâna viitoare? Nimic, poți. Până mă până aici, hai că am o cameră liberă, luăm pe cineva, tragem și noi aici, dăm, pac, pac, țac, pac. Și ai ieșit 300.000, da, beton. Înțelegi? Adică pe bottom line-ul, pe la finalul anului, era 200.000 profit. Awesome! Nimeni nu s-a supărat la final, știi? Numai fani erau, bă, dar noi am vrut, da, mă, nu v-a întrebat nimeni ce vreți voi, stați liniștiți. Decizia n-a fost luată cu voi în cap. Decizia a fost luată pentru că exista un potențial acolo de achiziție. Uite, ce profit de aici? Avem o margine de 400%. Putem să facem treaba asta? Do it. Cât e investiția? Care e riscul? 100.000. Fuck it. Just do it. Ok, cool. Știi? Și a mers. Beton. Înțelegi? Și pe aia încă n-a mai mers odată și încă o dată și încet, încet. Lumea s-a prins că de acum suntem în acest nostalgia trip. Când am ajuns la punctul în care mai facem filme bune, filme noi. Dacă te uiți, ne facem numai adaptări, reîncălziri, reinterpretări, pentru că toată lumea știe că, bă, ce să ne... E un risc să faci o poveste nouă. Mai degrabă o facem așa. În schimb, poți să te duci cu o poveste nouă în jocuri acum. Da, da, da. Și atunci zici, bă, știi ceva? Am o să facem o poveste nouă în joc. Și dacă vedem că iese, putem să facem și un film cu el. Îi facem film, îi facem cărți, îi facem... Lângă asta, ghișce. Mai avem și libertate la development, că la urmă urmei, acum cu noile tool-uri, facem motion capture, scriem ce vrem. Și scriem 6 jocuri. Cum e acum ăsta, Uncharted. Știți toată povestea cu el. Da, da. Și Uncharted se face film acum, după ce, timp de 6 ediții, i-am scos jocurile aia care... whatever, știi? Ok, da. Indiana Jones combinat cu game. Tomb Raider cu... Da, da. Știi? Da. Și ok, dacă vreți voi să faceți asta, dar ideea este că filmul o să vândă. Da, pentru da, clar. Oamenii sunt vânduți deja. Ei au fost, ei sunt primed pentru achiziție. Ei acum just shut up and take my money. Eu am fost șocat că Tomb Raider ăsta, remake cu ultimul film Tomb Raider, e copii fidelul după joc, adică n-au schimbat nimic. Deci... Pentru că le este... Ideea e că când faci comitet, când faci filme de genul ăsta, care nu vin dintr-o, ele nu vin dintr-o, o să spun acum iară, a creative urge, știi? N-a fost cineva care a spus, mamă, trebuie să scriu ceva, să fac o poveste, am o poveste în cap, să o dau pe asta pe foaie și pe aia să iasă ceva mișto. Ce a fost? Bă, băieți, deci, noi ca și studio, da? Cum ne numim noi? Ubisoft, perfect. Noi am descoperit în ultimii 30 de ani că o parte din bugete să intre în aceste producții. De ce? Pentru că au un return de... Bun, anul ăsta avem buget de... În ce investim? Păi în Lara Croft. Dați-i drum.
Înțelegi? Și după aia au trimis acolo. Faceți un film cu Lara Croft. I-au trimis ei un script la ultima dată. Avioane, nave spațiale, trebuie. Nu. Adă-l mai aproape așa de film. A fost. Ai zis cum e în joc, cum se întâmplă? Și după 7 încercări, îți dai seama că l-a spus, da, te face cum vrei tu. Înțelegi? E exact muncă de agenție cu client. Uh-huh. Unde clientul, el știe de fapt ce vrea, dar ți-o dă pe aia strâmbă, știi? Da. Hai să vezi că de fapt e altfel, dar el de fapt asta vrea. Zi-mă cum vrei, roșu cu negru, da. Zi-mă așa, mă. A, da, ca EMAG să fie site-ul. Dacă am de aia, da. Aia este. Ca EMAG, așa vreau exact. Tu îl suni și el te întreabă, și cum putem să faci? Spui, fac ceva frumos. Și el spune, da, unde e coloana aia din stânga? Și tu, dar n-am vorbit că, da, nu, da, aia trebuie să fie acolo. Bine. Și mai stai puțin, dar unde e aia, ăla panoul la mare din față acolo? Dar n-am spus că nu punem, dar nu, da, trebuie să fie acolo. A, bine. Și poate întreabă, dar de ce e cu verde, de ce nu e albastru cu roșu și cu alb? Ba da, ai dreptate. Și gata, ai terminat treaba. Stai și umpli creier de spume, așa e. Da. Așa e și, adică lumea nu înțelege că cinematografia și artele în general sunt exact același lucru. Nu e nimic diferit, tot e pe bani și dacă cu cât înțelegi chestia asta mai repede în viață, cu atât e mai bine. Cea mai mare prostie pe care, din păcate, le vând și lor tinerilor, este acest, e vorba de cum te simți, e despre altceva, e vorba de your inner being, nu, e vorba de bani. Bune. Faptul că tu nu faci bani în momentul ăla înseamnă un singur lucru, altcineva îi face. Nu e deloc altfel, deloc, dar deloc, nici măcar puțin. Ce poți să faci tu în viață este să te hotărăști dacă vrei să faci bani acum sau mai târziu. Iar dacă vrei să faci bani acum, iar you're in fucking luck, tot ce ai de făcut este să mergi la sală 6 luni și apoi sun la 20 studio, ăla 20, whatever the fuck, and you're in. Poți să faci între 5.000 și 10.000 de euro pe lună fără niciun fel de problemă. La video chat, nu te vede nimeni din România, ești ok, faci și bani. Și acum dacă mă întreabă cineva este a good investment, sincer, da. Business-wise, din toate punctele de vedere, poți să faci treaba asta dacă te ține, că eu nu cred că e... Nu cred că e ușor chestia asta, cred că e mega complicată să mor dacă nu, știi? Dar dacă te ține și poți să faci treaba asta un an, doi, nu cred că poți să anunți decât te behăișul de cap, știi? Do it. Fă-o. S-ar putea să ieși în extraordinar de mare profit. Fără niciun fel de problemă. E cea mai mare industrie, cea mai profitabilă industrie din Galații, videochat-ul. Adică, știi, avem un combinat istoric imens, cât oraș aproape, mm-hmm. Și tot cea mai mare industrie e videochat-ul. Dar e peste tot, mai portul la Dunăre. Să știi că nu e nimic ciudat în chestia asta. Iar noi românii suntem, am spus, noi suntem replicatori. Adică sex has been selling for thousands of years. Da? Noi am descoperit că, avem două chestii. Avem și internetul capabil să ducă chestia asta. De la noi avem și foarte multe fete care sunt dispuse să facă treaba asta repede. Și atunci era logical, știi? Era cum ar veni, păi ai iarba, ai vacile, acolo. Știi? Și tu nu vrei să faci lapte. Ce dracu faci aici, știi? Dă-i drumul la treabă, fă laptele, că e basic shit. Este cea mai simplă resursă. Și atunci, de-aia, eu nu condamn, chiar nu condamn chestia asta. Dacă mă întreabă cineva dacă e bine pentru el, iar, eu am spus treaba, dacă vrei să faci bani, fă-o. Dacă ai tot felul de dubii, dacă tu crezi că vei avea probleme morale, vei întâmpina dificultăți în viitor pentru asta, nu fă atunci. Adică pune în balanță tot, dar dacă bottom line-ul e am făcut bani, fă-o. Deci dacă ăsta e bottom line-ul tău, fă bani, atunci să știi că e cea mai bună investiție a timpului tău. Adică tu nu o să te plătească nimeni în România cu euro aia pe oră ca acolo. Nimeni. Never, ever. Bine, CEO la OMV, eu știu, nu știu, never the fuck, știi? Dar la 22 de ani nu cred că poți faci chestia asta. O să descopere cineva? Da. La un moment dat descopere cineva. E almost certain, știi? Dar nu e atât de... Românii nu sunt atât de vorbăreți încă pe internet ca să apară poze peste tot, sau nu știu ce, la de cunoscere, nu știu ce. Doar dacă ești atât de cretin să intri într-un partid să candidezi, sau cum a fost tipa aia, am uitat cum cheamă... Oana Lăvin sau ceva de genul? Nu știu. Dar e posibil. Da, e o tipă care făcuse videochat și după aia a intrat în politică și acum, bineînțeles că lumea și-a făcut research-ul și... Da. Asta e când intri în politică, automat trebuie să fii conștient că intri în altfel de atenție publică, știi? Da.
Și acolo e o conduită asta morală pe care încă trebuie să o respecti. Conduită morală. Nu, zic, autoimpusă de însăși, de societate. Exact, asta e. Da. Există un standard pe care trebuie să-l urmezi și altceva nu poți face, știi? Și da. Asta, basta. După aia, dacă ești tu suficient de capabil, poți să o duci în spate și pe aia, să știi. Adică poți să fii, rog, o zic, Freddy, să fii primar. Înțelegi? Poți. Dacă ești la început, dacă e owned up și dacă tu în călătoria ta spre primar ai parcurs și drumul ăla și lumea știe de el, poți să faci asta. Arnold Schwarzenegger nu e nicio problemă, adică el a fost guvernatorul Californiei, știi, până la urmă, adică cel mai bogat stat din state, el a fost guvernator. Chiar dacă el a fost băiatul care spunea că el nu se injectează, că el face, doarme de vreme acasă și el făcea, a fost și pornache băiatul, adică nu e o problemă de asta, știi? I-a murit în momentul în care a avut copilul din flori. Uh-huh. Făcea muni cariera lui politică, că dacă nu, nu murea. Dar ăla a fost un fel de, hai mă, lasă-ne, dă-o morție. Până cât? Până unde? Da. Mai taie de dracu, știi? Te-am ținut mult mai mult decât ne-am fi plănuit. Da, și îți mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat. Și pentru... Sper să fie ok. Deci pentru voi, știi, ca să zic așa. E excelent. Da? Cel puțin pentru mine a fost un deliciu. Pentru mine. Și pe Marius. Uite, vezi, ești obligat acum, codul moral, conduita moral te obligă să... Asta, eu sunt ok. Pe Marius îl găsiți pe încă ceva pe YouTube. Dacă dați din videoclip de-a lui, s-ar putea să deveniți addicted, așa că aveți grijă. Tread carefully. Face lumea asta, dacă nu. Și pe toate social media. Pe noi ne găsiți pe toate podcast-urile, mai ales pe YouTube, unde ne puteți și vedea. Până data viitoare, nu uitați să dați subscribe și nouă și numară și ne auzim. Ciao. Cool stuff.